ce fac acești oameni minunați și ce face administrația locală tot din banii dumneavoastră, se datorează faptului că nu primim bani, așa cum spune legea, de la centru, ci trebuie să găsim soluții aici pe plan local. Și nu ne plângem. Noi la Arad am construit 3 spitale. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în România, administrația locală a construit 3 spitale. Spitalul TBC integral din banii arădenilor și cele 2 spitale de psihiatrie de la Căpâlna și oncologie, unde l-am invitat pe domnul președinte la propunerea dumneavoastră, dar n-a reușit să ajungă. Era mare lucru să fie ajuns aici, să arate că totuși administrațiile fac ceva, pentru că la toate televiziunile spune că nu s-au construit niciun spital de 50 de ani în România, ceea ce este fals. Și recent am mai câștigat 2 finanțări, una pentru medicină legală. Și sigur că nu m-aș dori să investesc, că mă întreabă lumea, asta era prioritatea dumneavoastră? Trebuie să scoate medicina legală din spitalul județean ca să facem loc la spitalizarea de zi. Altfel nu primim bani de la casă. Adică sunt lucruri tehnice, dar pe care eu trebuie să le ascult de la management, că altfel nu putem să ne facem treaba. Și cel mai important proiect, care o să vină să acopere, așa cum își dorea doamna doctor, toate specializările, de la obstetrică, ginecologie, de la copii de la 0 la 18 ani, un spital care va valora 15 milioane de euro pe PNRR, adică cu finanțare europeană, deși nu sunt sigur că domnul ministru a ieșit acum vreo 2-3 luni de zile cu o declarație nefericită care ne spunea că s-ar putea să ne retragă finanțarea. Noi mergem înainte, pentru că eu încă cred că un contract semnat între Ministerul Sănătății și o administrație locală este protejat, nu poate o singură parte să vină să decidă altfel. Și exportați modelul, că până la urmă cetatea voluntarilor, știți ce înseamnă? Un model de încredere. Asta a reușit să facă Ana Maria și după aia Anca și grupul ăsta de oameni inimoși au reușit să aducă om cu om, piesă cu piesă, niște oameni care ați format un întreg și care astăzi se bazează pe încredere. Foarte, foarte încântată și... Și eu, în numele tuturor, mulțumesc sponsorilor și mai ales familiei Popa, care înțeleg că s-a implicat și ca designer în aranjarea secției. Și, într-adevăr, arată foarte bine spațiul și mobilierul și nu mai știu baza tehnico-materială cum ar trebui să fie. Poate că aici sponsorii s-ar implica mai mult sau mai puțin și cu atât mai mult softul, adică specialiști. Asta aici este ultimul bastion al speranței pentru cea mai frumoasă și mai precară și mai de care trebuie să fim cei mai grijulii cetățenii ai noștri, nou născuții și sugarii și copiii 1-3 ani. Clar, sunteți peste ce am văzut în Germania, ca și dotări și faptul cum te face să te simți aici și să-ți treacă vremea. Suportul nostru îl vei avea în continuare. Și îți dorim multă putere și de muncă. Ție și la Anca, multă putere, mulțumim, că aveți nevoie, deci sunteți forță. Mulțumim, Dia. O să fiu scurtă, faceți o treabă extraordinară și continuăm. No? Mulțumim, Ara. Super, mă bucur. Bună ziua tuturor, mă bucur că ne întâlnim încă o dată cu o parte din dumneavoastră, cei care v-ați alăturat în acest proiect. Property Lab s-a alăturat cetății voluntarilor anul trecut. Suntem mândri că această secție a ajuns la acest minunat rezultat. Asta ne dă curaj să mergem mai departe. Cum zicea și Ana, evenimentul pe care îl organizăm vineri va strânge fonduri pentru sala de basket Decebal. Vă așteptăm acolo, putem să facem minuni cum s-au făcut și aici la pediatrie. Mulțumim! Mulțumim! Pe mine personal și cred că pe toată lumea ne onorează și îmi doresc ca relația asta să continue cât mai mult, ca să putem să facem cât mai multe lucruri împreună. Mulțumim, Ana, că ne dai ocazia asta! Păi, noi suntem împreună în povestea asta undeva de la pandemie. BCR crede cu tărie în ajutarea comunității și am reușit să facem asta local, adică să aducem și aici, în Arad, ceva, picătura aceea care contează în parteneriatul acesta. Te-am găsit pe tine și am făcut lucruri minunate împreună și nu ne oprim aici. Mulțumim! Și noi mulțumim! Pe care poate tu nu știi, primul nostru contact a fost aici, în această clădire, când am venit cu încă 3 colege
am luat în brațe câțiva copilași și am rămas foarte mișcată de tot ce am văzut aici, cu atât mai mult cu cât eu am copii de 20 plus și chiar am avut o experiență destul de traumatizantă în acest... în această clădire, în care era foarte, foarte greu, acum 20 de ani, în condițiile care erau pe atunci. Și văd ce este acum, pot să compar ceea ce a fost cu ceea ce este și sunt în asentimentul doamnei doctor, pe care o și cunosc de altfel. Și vreau să vă spun că sunt foarte mândră că sunteți aici pentru noi. Noi suntem doar un instrument prin care Dumnezeu vă dă oportunitatea să faceți ceea ce faceți. Pentru noi să facem munca pe care noi o realizăm zi de zi este cumva în ADN-ul nostru. Facem cu drag munca pe care o facem și bănuții vin de la sine. Dar timpul vostru, energia voastră, nopțile voastre, nedormite, sigur și noi le avem pe ale noastre, dar cred că fiecare semafor, fiecare lucru pe care puneți mâna e ceva de alt nivel. Să se organizeze, să se mobilizeze societatea civilă și să ajute spitalele. Felicitări vouă pentru implicare, că până la urmă, fără asta, nu ar fi nimic și bravo! Mulțumim, bravo! A venit prima dată la noi, în urmă cu mulți ani, cu pachetele de șampoane, de pampersuri pentru copilași, cu lăptic pentru copii, era binevenit orice și să ajungem astăzi la această performanță, sigur și eu sunt emoționată și sunt emoționată de fiecare dată când mă gândesc la ce a fost aici, la lucrurile care au început, la saloanele care aveau o singură baie pentru 20 de mame și sigur condițiile au fost destul de grele să ajungem astăzi. Sper să copiii și mamele să fie mulțumite și să păstreze ceea ce ne-ați oferit dumneavoastră. Societatea Arădeană a deschis ușile, am avut implicații din toate părțile, a sponsorilor, a membrilor cetății voluntarilor, a conducerii, a staffului orașului și al județului. Pentru asta suntem, eu vă mulțumesc în numele tuturor copiilor care vor fi internați în acest minunat lăcaș. Sperăm să ne vină și medici, să putem lucra, să avem cu cine să lucrăm. Vă mulțumesc încă o dată și, cum am spus, cuvintele sunt foarte puține și mici pentru ceea ce s-a făcut aici astăzi. Carmen este mamă, este bunică, este președinte de federație și face tot ce poate ca să ne ajute. Am cunoscut-o urmă cu foarte mulți ani și mulțumim că după mulți ani ne-am reîntâlnit și am legat acest lucru. Carmen, ești la a doua noastră inaugurare. Da, mulțumesc foarte mult. Sigur, să cuvine să adresez mulțumiri tuturor. Trebuie să vă spun că și eu sunt cetățean al acestei țări și sunt mândră că sunt alături de dumneavoastră. Noi împreună poate rămân mai bună și mai puternică și Aradul este cetățenii Aradului dumneavoastră, cetățenii voluntarilor, Aradul tuturor că se poate. Managementul unui spital este cel mai greu, este predat de la Drucker în toate universitățile. Ca și model de management, pentru că până la urmă ne gândim că obiectivul este ca pacienții să plece cu zâmbetul pe buze, să aducă bunăstarea și să îmbunătățească pe cât se poate calitatea vieții. Doamnele doctor, am fost impresionată și sunt impresionată de activitatea noastră. Știți că m-am gândit că, sigur, mamele, copiii vor fi mult mai bine când vor pleca. Din toate punctele de vedere, psihicul este important și medicii vor fi mai bine. Cred că și calitatea vieții și a muncilor trebuie respectată și ați făcut acest lucru. Și vă mulțumesc pentru tot. Da, pentru că ce facem noi aici, cred că în niciun oraș nu se întâmplă ca biserica, statul, ONG-urile și companiile să stea la aceeași masă și să dea rezultate. Cred că suntem singurul oraș România, unde toți stăm la aceeași masă și punem lucrurile cap la cap. Vă las cuvântul, vă dau partea dumneavoastră de cuvânt și suntem atât de bucuroși că sunteți aici, că ne dați să ne validați încă o dată munca, la un nivel mult mai înalt. Mulțumesc, Ana. Bună ziua tuturor, în primul rând, domnule președinte al CJ, doamnă președinta Federației de Basket, doamnă manager, doamnelor doctor, stimați reprezentanți ai mediului privat, pentru mine este o onoare și un privilegiu să particip astăzi la un eveniment special și nobil,
dedicat în ultima instanță micuților noștri pacienți. Aș vrea să încep prin a felicita inițiatorii și partenerii acestui proiect, care nu numai că va aduce bucurie și speranță în inima micuților pacienți, cum spunea mai devreme unul dintre colegii noștri, dar cred că sensibilizează într-adevăr comunitatea locală asupra, în primul rând, dificultăților cu care se confruntă sistemul sanitar și pe care doamnele doctor l-a subliniat atât de bine, dar totodată cred că oferă într-adevăr un model inspirațional la nivel național care a trebuit multiplicat și pentru aceasta vă încurajez, cum v-am încurajat și ceva mai devreme, să fiți mai vizibili. Pentru că pentru mine este realmente impresionant cum într-o comunitate ca Aradul, ONG-urile și-au dat mâna cu instituțiile publice, cu biserica, cu mediul privat, cu profesioniștii din sănătate pentru a duce la bun sfârșit acest proiect care, zic eu, este caracterizat prin două cuvinte: solidaritate și generozitate. Așa că este realmente o bucurie să împărtășesc bucuria dumneavoastră, pentru că eu am convingerea că numai împreună putem schimba România, cum spunea și Carmen, și nu vreau să închei înainte de a felicita ONG-ul de care am auzit acum ceva vreme, Cetatea Voluntarilor din Arad, nu numai pentru acest proiect, pentru toate proiectele derulate de-a lungul anilor, pentru profesionalism, pentru dedicare, pentru empatie. Cred că merită toată aprecierea și recunoștința de la toate nivelurile din această țară și aplauzele noastre de astăzi. Acest lucru ne arată faptul că în Arad solidaritatea, generozitatea și apropierea oamenilor în a face bine, mereu bine, a opta oară pentru noi, pentru spitalul nostru, contează foarte mult. Totodată ne bucură și prezența printre noi a doamnei Tocală ca un performer în sport care susține Cetatea Voluntarilor de mai multă vreme. Da, vă mulțumim pentru că faceți asta, pentru că sunteți ambasadorul cetății, deoarece contează mult pentru noi în general. Mulțumim!